cursa, de fapt, grea? Să știți că mă temeam puțin. Nu mă așteptam să câștig aurul olimpic. Mă așteptam să iau medalie, dar nu aurul olimpic. Pentru că știind cine este la startul competiției, adică era acasă chinezoaica Zhu. Ea era marea favorită. Ea era marea favorită, da. Erau celelalte sportive, Paula Radcliffe, care anunțase că vrea să ia o medalie la Olimpiadă, Caterine de Reba. Deci erau toate sportive, japonezele, care deja edițiile dinainte, cele două ediții, Sydney și Athena, erau câștigate de, au fost câștigate de japonezi. Vă dați seama că eram atâtea sportive tari și le cunoșteam foarte bine, pentru că alergasem la maratoanele la care eu am alergat cu ele. Și mi-era puțin teamă de concurente, dar am zis așa, m-am pregătit foarte bine, am făcut tot ce a trebuit pentru această competiție, decât trebuie să știu să fac cursa cu capul cum trebuie. Și asta a fost. E cea mai frumoasă imagine a dumneavoastră, aia cu mâinile și cu, pe care o știm cu toții, cu mâinile ridicate și cu în 8 secunde în care treceți. Da, este o imagine care eu mi-am dorit toată viața să ajung la imaginea respectivă. A fost visul meu, cum am și spus, de când aveam 14 ani, de când doamna Marice Capuica a câștigat aurul olimpic. Și eu am mai făcut înainte de a face turul cu tricolorul României, cu drapelul, am mai făcut un tur cu prosopul, pentru că încă nu luasem drapelul României și am mai făcut un tur. Da, este o imaginație extraordinară. Acum o să vă întreb, vă supărați, nu vă supărați, ați avut oportunitatea atunci de a alege, nu? Era cetățean al Statelor Unite, nu? Da. Și ați fi putut... Acum, fără ipocrizie, că o să spună lumea că îi saltă oprișan mingea la fileu doamnei Diță. Puteați foarte clar să alegeți Statele Unite sau România. Și ați ales România. Așa este. Am ales România pentru că sunt româncă și sângele meu este român. Vă dați seama că niciodată nu m-am gândit să alerg pentru o altă țară. Și tot timpul eu am zis... Până la sfârșitul carierei, ultima competiție pe care voi alerga va fi pentru România. Și așa a fost. Ultima competiție oficială pe care eu am alergat-o la Jocurile Olimpice din 2012 a fost maratonul de la Jocurile Olimpice de la Londra și tot pentru România. Într-adevăr, toată lumea a fost surprinsă că am luat medalia pentru România, folosind condițiile din Statele Unite. În momentul când s-a anunțat la televizor campioana olimpică, Constantina Diță, care locuiește în Erie, Colorado, și a câștigat medalia de aur pentru România, vă dați seama că a fost... Am putea să scoatem o foaie de hârtie, nu să vedem cam câți bani ați pierdut. Dar a zis că nu contează. Așa e, pentru mine niciodată n-au contat banii. Adică câți sponsori ar fi putut veni dacă ați fi concurat pentru Statele Unite? Într-adevăr, am mers cu managerul meu la foarte multe companii mari din Statele Unite, unde am fost refuzată după Jocurile Olimpice pentru că am luat medalia pentru România. Du-te în România, acolo unde pentru care ai luat-o. Sigur. În România nu mi s-a dat nicio... Nu vă întreb de federație ce a făcut atunci pentru dumneavoastră. E bine ce a făcut dumneavoastră pentru țara. Important ce am făcut eu pentru România. Dar a spus bine că nu, până când o să terminați, deci înseamnă că la 50 și un pic de ani încă vă gândiți, mai aveți niște restanțe, nu? Ok, nu la nivel de olimpiadă. Da, așa este. Mie mi-au rămas două maratoane neterminate, care sunt în cele 6 mari maratoane din lume, Tokyo și Bostonul. Făcusem pregătire în iarnă, iarna trecută, 2019-2020, pentru a alerga aceste maratoane în primăvară. A venit pandemia, deci m-am antrenat degeaba, n-am alergat maratoanele. A trecut anul 2020 și acum, anul acesta, voi alerga maratonul de la Tokyo în toamnă. Deci e stabilit tot, nu mai... Da. Încă nu m-am apucat de antrenamente, pentru că... Nu. De aproape un an de zile... Păi și iar vă duceți la Piatra Arsă? Sau unde vă duceți în state? Nu o să mă duc. O să mă antrenez aici în țară, probabil. Ziceți ce a spus băiatul dumneavoastră când v-a auzit că mai aveți. Da, el știe că alergarea pentru mine este totul și decât îmi urează multă baftă mami să termin și să termin sănătoasă și să fii tu bine, asta contează pentru el, să fii sănătoasă. Vin Jocurile Olimpice și după aia maratonul de la... sau în cadrul Jocurilor Olimpice, nu? Nu, după. În toamnă. Vor fi în octombrie. Și Bostonul? Voi alerga probabil anul viitor, în primăvară, dacă îmi permite timpul, dacă nu, îl voi termina eu într-o bună zi și Bostonul, că nu contează să fac un timp, indiferent ce timp voi alerga, important este
să trec linia de sosire. Am înțeles. Deci vă trebuie șase, da, da. Unul în plus de, mai mult decât, da, cercurile olimpice. Da, trebuie terminate toate șase, pentru că se face o medalie cu toate șase maratoanele. Și eu v-am întrebat, ei au o statistică și știe fiecăruia ce-i lipsește? Sigur, sigur. Au terminat foarte mulți alergători de masă cele șase maratoane, dar până acum, cu participări la Jocurile Olimpice și campionate mondiale, nu au terminat decât două sportive. Edna Kiplaga din Kenya și Ola Rănuța din România. Și poate eu sunt a treia, nu știu, vom vedea. Am înțeles, păi trebuie să ne auzim, deci cam într-un an, doi, bineînțeles, dacă pandemia... Dacă ne lasă. Da, deci noastră n-ați alergat niciodată Bostonul? Nu, pentru că Bostonul fiind în primăvară, ca și sportiv de performanță, nu puteai să faci mai multe maratoane pe an, la nivelul la care eu am făcut maratonul. Și atunci am ales în primăvară maratonul de la Londra și în toamnă maratonul de la Chicago. Și în vară făceam campionatul mondial sau Jocurile Olimpice. Și atunci n-aveai cum să faci și Bostonul și Londra, care era a doua zi după Londra. Vă dați seama, da, că da. De multe ori Bostonul a picat a doua zi lunea după maratonul de la Londra. Și atunci n-am putut să fac. Deci la nivelul ăsta câte se pot face într-un an? Într-un an calendaristic, din ianuarie până în decembrie. Trei maratoane mari. Deci organismul are nevoie de recuperare. De recuperare și după aceea de pregătire din nou. Pentru... Exact cum spunea și noastră, altă temperatură, altă sigur, climă și așa mai departe, că nu sunt toate la fel. Da, așa este. Deci trei din astea. Da. Și băieții ăștia care se bagă de aleargă câte... Dar ei nu scot timpi, probabil. Nu, asta este, pentru că dacă vrei să alegi la un nivel foarte ridicat, nu poți să faci în fiecare duminică sau la două weekenduri o cursă. Cei care fac de masă, bineînțeles că pot să facă mai multe maratoane într-un an. Dar revenind un pic, știu că dumneavoastră ați avut o tehnică, sau cum se cheamă, o tactică specială la Beijing, nu? Că la un moment dat ați bugit-o. Da, așa e. Dar, și n-am crezut că o să rezistați, adică până, în sensul că să duceți ritmul ăsta până la final. Da, aici s-au păcălit puțin atletele din plutonul în care eu mă aflam. La Jocurile Olimpice eu am schimbat tactica. De obicei, în cursele mari, de unde eu am alergat la proba de maraton, plecam de la primul kilometru foarte tare. Treceam semimaratonul într-o oră 09, oră 08. Vă dați seama, deci era foarte tare. Atât am făcut și noi aici, dar la 10 km, 1.05. Da. În cursa de la Jocurile Olimpice am schimbat tactica. Am zis că stau cu plutonul, să vedem cam cât se duce plutonul. Nu voi pleca eu să fac timp, pentru că, cum am zis mai devreme, maratonul de la Jocurile Olimpice este pentru a câștiga medalii. Nu pentru 1, timp. 2, 3, nu pentru timp. Și atunci am stat un pluton până la semimaraton, unde am trecut semimaratonul într-o oră 15. Deci de la oră 09 sau oră 08, când treceam eu în cursa de maraton de la Chicago, mergând la Jocurile Olimpice și trecând o oră 15, vă dați seama, mai diferență de 7 minute, aproape 2 km distanță. Trecând atât de slab, eu fiind pregătită foarte, foarte bine pe un deci, scuze, așa ați avut-o de la început în tactica. Sigur, sigur, pentru că era vorba de medalie aici, nu mai era vorba de timp să mă bat și cu ele timpii. Nu s-au prins. Nu s-au prins. E, acum, momentul când eu am plecat din Pluton după 21 de kilometri, pentru mine era mai mult o joacă antrenamentul, adică toată... Cum sună, da. În momentul când am plecat, ele au crezut că nu o să rezist până la capăt, deoarece la multe competiții am luat bătaie pe ultimii 400 de metri sau ultimul kilometri, am pierdut locul 1. De exemplu, la Londra am pierdut odată locul 1, la Chicago am pierdut odată locul 1 și chiar am fost bătută de la câteva secunde în proba de maraton, ce ar vă da seama, la proba de maraton să fii, te bați cu secundele. Cum sună, cum sună asta, da. Alergi două ore și ceva. Mai mult de 1500 sau 800 te bați cu secundele, nu la maraton. Deci, da. Și n-au venit după mine, crezând că eu o să nu rezist până la finalul cursei. Eu am început să măresc tempoul, antrenorul era pe margine cu bicicleta și îmi spunea timpii cu care și distanța care este între mine și grupul secund, grupul 2. Și eu mi-am văzut de pasul meu, am ținut exact, mă uitam la timpii pe care îi făceam și, bineînțeles, de la oră 15 am scăzut la oră 11, deci am mărit tempoul pe fiecare kilometru, veneam cu câteva secunde mai tare decât fugisem în prima parte a maratonului. Și
Așa am dus. Deci a fost o tactică discutată înainte de competiție cu antrenorul și am urmat tactica. Stai! Nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!